Călcâi Buga. Ziarul Ziua vă oferă tot jurnalul de război în suplimentul Ziua Sport din 6 iunie și DVD-ul cu meciul Rapid Hamburg. Nu pierde super oferta aniversară de la Brico Store. Doar mâine cumperi parchet laminat Kindle de 8 mm grosime cu prețul de la numai 19,99 lei metrul pătrat. Brico Store, totul pentru casă și grădină. Știu ce ești. Costache, tu ești Costache? Alo? Sunt cu ochii pe tine. Unde? Unde ești? Ia-ți voce relaxat de la Rom.com și ai 4,76 eurocenți pe minut către orice rețea, inclusiv mobil, plus 720 de minute în orice rețea, chiar și către mobil. Doar tu ai puterea de a prelungi pământului linia vieții. Pe 5 iunie de Ziua Mondială a Mediului, e din nou cod verde la Realitatea Cațavencu. Bună seara, bun găsit la Ora de Foc. Discutăm în această seară despre omul care pare să fie bătut în cui acolo sus, în sondaje, deși este șef peste un oraș foarte ușor de pus la pământ, București. Adică ați văzut chiar și aseară cât de ușor se întâmplă acest lucru. Discutăm, cum spuneam, în această seară cu Sorin Oprescu, primarul general al Capitalei. Bună seara, domnul Oprescu. Bună seara, domnul. Alături de noi în studio, Corina Drăgotescu, jurnalist Realitatea TV. Săruna, bine ați venit. Și Ion Ioniță, redactor șef adjunct Ziarul Adevărul. Bună seara, domnul Ioniță. Bună seara. Domnul Oprescu, care e diferența dintre noastră și Traian Băsescu? Că nu pun orașul la pământ, îl ridic de la pământ. Vocația mea e să ajut, nu să distrug. Dar unii cretini n-au înțeles treaba asta și atunci să folosesc de toate tertipurile pentru ce? Pentru cine a încerca să mă... Era vorba de diferența din sondaje sau de diferența... Nu, vorbeam în general de situații. Toți aia care timp de 18 ani s-au uitat la alții, după aia au crescut și ei, erau mici acum 18 ani, 19 ani, după aia au crescut și ei și au făcut la fel ca ceilalți. Și îi deranjează faptul că se întâmplă ceva în București de bine, îi deranjează orice gest al Primăriei Generale a Capitalei, îi deranjează orice intervenție a Primăriei Generale a Capitalei și atunci băieții au plecat la o luptă din asta, da, surda, să încerce pe orice cale să te țină numai în șuturi, crezând cumva că mă și impresionează foarte tare. Îți spune că Oprescu cumpără gâște, cumpără rațe. Ei vor probabil rațe ca mandarin. Copiilor să vadă rațe, gâște și lebede pe parcurile, pe apele din lacurile, numai la televizor, pentru că nu e voie. Atunci când îi desfințesc pe manglitor și le arăți că sunt derbedei și că n-au respectat un contract și că au făcut-o contra firii, la două zile îți apare că în ziar îți spune despre faptul că nu mai poți să bei un suc pe alea aia, am înnebunit complet, le schimb pe tot și așa mai departe. Nu cred că nu v-a fost așa de supărat de multă vreme. Ce s-a întâmplat? Nu sunt supărat, doamnă. De la o rață? V-a supărat de la o rață? Păi da, doamnă, pentru că dacă o ține așa, toată lumea spune, doamne, ăsta are numai idei nebunitoare. Eu le-am spus la rândul meu apropo de cimitir. Doamne, eu am luat în sarcina mea de a-i transmite directorului de la cimitire nou pus acolo, dar termina cu goleniile de acolo, pentru că și eu am, doamnă, morții mei și mă duc la mamă și mă duc la ai mei. Și știu cum sunt, doamnă, știu cum făceau înainte. Încerc să intru într-o mocirlă de asta și nu-i problemă, că nu-i prima dată, pentru că mă duc eu acolo. Domnul Prescu, v-a supărat de la o rață, de nu, la o cimitire? Nu, m-am supărat. Cine v-a supărat de nu, fapt doamne, atât m-am de tare? Supărat, încât... M-am supărat nu de la altceva, doamne. Puneți ceea ce spuneți foarte puțin, foarte puțin din oamenii onești ai jurnalisticii.
Foarte puțin deci pe presă care... sunteți supărat. Nu mai pe presă, domnule. Am înțeles. Deci în am găsit asemănarea între noastră și Traian Băsescu. Eu pusesem întrebarea cu alt scop. Păi nu știu care era scopul nostru. Păi dumneavoastră ați tăbărât cu răspunsul și n-am mai apucat să vă spun în detaliu de... Ăsta era răspunsul pe care l-așteptați sau așteptați? Nu, nici vorbă. Nici nu m-am gândit, nici la rață, nici la cimitir. Da, spuneți-ne ce v-a supărat așa de tare. Ce s-a întâmplat cu cimitirile, cu mafia. Nu e vorba numai de asta. Este vorba în general, domnule. De luni de zile, orice încerci să așezi la loc și să îl pui în drepturile lui istorice legale, orice... Oameni care altădată clamau dreptatea, corectitudinea... Cine, domnul Oprescu? Cine? La cine vă referiți? Domnule, eu oameni știu din, la ce vă referiți. Oameni din partidele politice, consilieri generali... Deci consilierii vă fac zilerele. Nu, oameni de presă... Nu, în general, așa. Ăștia sunt câțiva, doamnă. Puțin pe mine, puțin mă interesează lucrul ăsta. Păi și dacă nu vă interesează... Atunci să nu mai discutăm despre ei. Dar pierdem timpul. Păi eu vă întrebasem doar atât. Care e diferența dintre noastră și domnul Traian Băsescu, atâta vreme cât și dumneavoastră și domnul Traian Băsescu spuneți că nu v-ați hotărât să candidați? Dom'le, dânsul o face din postul de președinte al României, iar eu n-am spus niciodată că nu m-am hotărât să candidez. Am spus că nu candidez. Niciodată nu m-au zis pe orice fel de emisiune sau asta, că am spus vreodată nu sunt hotărât. Și dacă vă enervează foarte tare oamenii ăștia pe care sunteți supărați acum, că sunteți supărat, că păi doamnă, pe măsură ce pe mine mă măsoară în continuare, și mă rog, sunteți acolo sus, măsoară, în top. Pe măsură de ce mă măsoară, de-aia mi-atrag 7.000 de necazuri și de-aia nu fac altceva decât să mă întârzi în ceea ce mi-am propus să fac, doamnă. Și câteodată am senzația că intru în criză de timp. Propria notorietate vă pune piedici în gestionarea orașului. Da, doamne, pentru că fiecare încep cu o serie întreagă de scenarii. Deci iarăși semănați cu Traian Băsescu, care cerea să fie pus la zero în sondaje ca să nu mai fie o problemă. Astăzi seara, așa cum ne-am înțeles, dumneavoastră să stabiliți asemănările cu Traian Băsescu, eu să stabilesc diferența. Întrebarea era dacă nu v-ați săturat după un an de zile de primărie. Asta era întrebarea, de fapt, dacă rămâneți acolo. Că mulți au spus să v-ați săturat, domne, omul ăsta nu face nimic serios, să satură și pleacă. Exact. Nu m-am săturat. Pentru mine este o provocare. Am simțit-o la fel cum am simțit atunci când am luat în grijă un spital. După aia când l-am luat pe al doilea, o să-mi spuneți că nu e același lucru. Eu o să vă răspund că este același lucru, numai că problemele sunt mai mulți puterea un milion. Nu, ați trecut de la bolnav la morți. Nu. Vorbeam ca să rămânem în nota anterioară. Da, doamnă, e important și respectul pe care îl ai și îl dai ca virgulă colectivitate pentru ăia care au fost cu ceva în aia. Bun, vă spuneați că vă deranjează notorietatea, fiindcă vă împiedică să vă duceți... Nu, notorietate, mă deranjează interpretarea asta și scenariile pe care le fac cu toții, cum să-i o tragem lui Oprescu ca să nu mai aibă... Dar n-ați bine, avem și ascendența asta. Când erați în partid, n-ați pățit la fel? Când erați în partid, nu la fel? Spuneați că toți vă vor capul într-un fel sau altul? Pii nu vă puneau piedici? Când ați fost candidat, nu vă... Pii deci vi se repetă, se repetă istoria. Da, se repetă istoria și asta te ține din treabă. Nu faci altceva decât să-ți rupă spițele când nu te aștepți. Haideți să vedem o istorie. Altceva? Ați căzut altceva? Că veți fi menajat sau cum? Că sunteți Sorin Oprescu și... Nu. Și mai întreb și eu ceva și am crezut că există onestitate și există totuși corectitudine. Bun, la unii cine există, nu pot să generalizez. Cine se poartă dintre consilieri ca formațiuni? Nu, doamnă, au mojarele astea politice în care își fac o serie întreagă de scenarii din astea. Și le fac și daiurea, le fac pe lângă legalitate, le fac doar să se întâmple ceva. Și cine freacă pistilul mojarul ăsta? De luni de zile, stau acolo cu ăștia după mine, de fotografiază. Cine vine acasă? Cine pleacă de acasă? Ce o să mă enerveze chestia? Nu știu, doamnă, unii le iau și numerele de la mașină, le verific, de la trusturi, de la astea. Nu știu ce obțin, nu știu ce obțin, ce vor de la mine. Probabil că vor, într-adevăr, să lovească arătând lumii, că insinuând... Adică se teme cineva de Sorin Oprescu politic? Probabil că da. Probabil că faptul că eu spun de 3 luni, de 4 luni, de mai multe luni,
la întrebări, răspund la întrebările dumneavoastră, răspund onest, spun foarte clar, nu, domnule, nu mă duc la niciun fel de președinție, am promis oamenilor că rămân aici. Domnule, eu știu ce o fi, pe zilea Dumnezeu să fim sănătoși, să putem să trăim. Mai ales dacă spune un doctor, urarea e foarte bună. Restul e poveste. Am și vrut să mă tracasese chestiile astea și probabil că sunt și puțin montat, tocmai din chestii de, genul ăsta. Cu mii telefoane și cu 7000 de să-mi explice mie cum nu e bine să mă leg de Xulescu și de Igrecescu pentru adică că... Adică amenințări, șantaj? Are... Da, nu, mai repede încercare de șantaj. Cum pregătesc unii dosare cu opresc cu homosexual? Am mai auzit asta acum vreo 4 ani la fiecare alegere. Tot îmi spunea unul, știți, eu am niște dosare. Cum vor să creeze o stare din asta? Homosexualitatea nu mai e incriminată, deci nu vă poate face dosar pentru asta. De mine a fost de parte totdeauna. Le-am și spus că dacă mă enervez o dată, le blochez emisiunea. Dacă le rog pe fostele mele prietene să sune toate odată. Că nu pot să le spun pe nume, că... Adică, vă fotografiază, vă șantajează... Nu, vreau să vă spun. Da, și asta telefoane... mă sâcâie. A început să mă sâcâie. Mai mult decât în alte perioade... Da, mai mult decât mai în alte perioade, pe măsură ce se apropie evenimentele astea electorale, ca să le spun așa. Am senzația că mulți nu cred că Oprescu nu accede către cursa electorală pentru președinție și atunci băieții probabil că doresc să-și ia măsurile lor de siguranță, ca nu cumva Oprescu să gândească cu... Fiți mai convingător atunci. Spuneți-o clar. Să fiți mai convingător, să nu vă mai dea treabă. Băi, fraților... Mai bine nu mă provocați, că după aia în sensul bun al cuvântului, în sensul că... Da. O spun mai convingător, vă rog frumos să-mi puneți și mie întrebarea asta, de câte ori mă vedeți pe aici pe holuri, că poate candidați cineva aude. Candidat, vă mulțumesc, domnule Oprescu, vă mulțumesc respectuos, doamne. Întrebarea este foarte bună, răspunsul trebuie să înceapă așa, întrebarea noastră este foarte bună. Este foarte bună, așa, doamne. Mulțumesc. Voi vedea atunci. O lăsați asta, și noastră să, nu, să plătească să pentru bucuria paparații. Haideți să vedem istoria lui Sorin Oprescu și trecerea sa prin politică în ultimii ani și de unde se nasc astfel de zvonuri, fiindcă pe urmă vom mai discuta despre o altă ipoteză lansată în legătură cu viitorul domnului Sorin Oprescu. Foarte recent a fost lansat acest scenariu. Sorin Oprescu a absolvit Facultatea de Medicină Generală în București și este doctor în științe medicale. În perioada 1993-1994 a fost consilier al ministrului Sănătății Iulian Mincu, iar din 1994 până în 2006 a fost directorul Spitalului Universitar București. În 1995 a intrat în PDSR și a devenit vicepreședinte al partidului în 1998. În 2005 a candidat la funcția de președinte executiv al PSD, dar a pierdut în fața lui Adrian Năstase. În 2006 a candidat la președinția partidului împotriva lui Mircea Joană, dar a fost din nou învins. Sorin Oprescu a fost senator în două mandate, 2000-2004 și 2004-2008. Este considerat un apropiat al lui Ion Iliescu și a declarat acest lucru întotdeauna. Iliescu este un simbol, un simbol care trebuiește păstrat. Am spus-o de multe ori, reiau teza mea, Iliescu conduce, poate să conducă și dintr-o debarat dacă îl închizi. Sorin Oprescu a pierdut de două ori alegerile pentru primăria capitalei. În 1998, când a fost învins de Viorel Lis la o diferență de 1% și în 2000, când a fost surclasat de Traian Băsescu. A câștigat însă fotoriul de primar general în 2008 ca independent, după ce PSD i-a refuzat candidatura. Fraților, vine și Oprescu. Sorin Oprescu s-a aflat de mai multe ori în mijlocul unor scandaluri. Unul dintre ele este legat de doctoratul său, care i-a fost contestat pe motiv că o parte din lucrările pe care le-a prezentat pentru a obține titlul nu i-ar fi aparținut. Contestat a fost și candidatura sa la primăria capitalei, pentru că s-a spus că nu toate semnăturile de susținere ar fi fost valide. Ca director de spital, Oprescu a ajuns de două ori în fața instanței și de fiecare dată a ieșit învingător. După preluarea mandatului de primar general a fost părăsit pe rând de consilierii săi, iar criticile la adresa sa au început să se întețească. Se spune despre el că nu are proiecte concrete pentru București și că vine târziu la serviciu. Despre Sorin Oprescu s-a vorbit ca despre un pretendent serios la fotoliul de președinte al României. Mai multe sondaje îl dădeau favorit la un posibil tur 2 cu Traian Băsescu, dar doctorul a fost ferm. Mi se pare că aș fi un mare mincinos cu nas din ăla de Pinocchio, așa, dacă m-aș duce și le spune fraților, fac și la fel ca domnul Ciorbea, fac și la fel ca de bine de rău domn Băsescu a stat 4 ani de zi. A fost un foarte scurt portret al vieții și activității politice a lui Sorin Oprescu. Și parcă am murit, așa mă uitam. Păi noastră să începem cu cimitirile. Eu, da, e adevărat, v-ați adaptat. Deci e o carieră politică
pe care ați încheiat-o într-un fel sau altul atunci când ați intrat în campanie și când a spus că luptați împotriva sistemului. E, acum văd că tot sistemul este cel care pare să vă scoată din sărite. Să mă scoată din sărite câteodată. Da. Deci, l-ați dovedit sau el e pe cale să vă învingă? Sunt pe cale, sunt pe cale să dovedesc oamenilor că ceea ce le-am promis le aduc și le prezint și fac. Dar e tare sistemul ăsta, e puternic, merita să luptați cu el ca independent sau era mai bine dacă aveți în spate un partid? Regretați acum? Nu regret nimic. N-am regretat niciodată nimic. Nici de alea bune, nici de alea. Așa a fost viața mea, așa e viața mea să desfășoare. E o soartă, e un destin. La, ce să regret? Soarta mea a fost hotărâtă de destin, spune Marian Vanghelie. Nu, eu am constatat. Bine, la el poate să e hotărât că unul altul. Nu știu, poate că o fi. Vreau să vă întreb și eu ceva. Vă rog. De ce nu candidați la președinție? Păi pentru că nu m-am hotărât. Mulțumesc. Sărut mâna, doamnă. Mulțumesc frumos. Bun, nu candidați la președinție. Mulțumesc, doamnă. Efectiv vă mulțumesc. Sărut mâna, doamnă, că eu știu de ce mă lovesc de treabă. Vă mulțumesc respectuos. Nu candidați, dar puteți să aveți opinii politice, puteți să aveți ca orice om, sprijin politic și să acordați la rândul nostru sprijin politic. Ca să vă spun foarte cinstit, aici am și nu e o teorie, e o părere a mea. Pe mine m-au sprijinit oamenii. Întâi oamenii m-au sprijinit și după aceea m-au sprijinit oamenii care au fost înregimentați în partide. Deci, dacă întotdeauna oamenii din diversele partide politice au declarat în sondajele de atunci, ale vremii, că votează cu Oprescu. Dom'le, oamenii ăștia au avut un motiv să facă treaba asta. Poate au avut mai multe motive. De rușinea promisiunilor pe care le-am făcut. De-aia nu mă duc. Mulți îmi spuneau, păi da, de ce nu pui tu în cumpănă faptul că tu n-ai nicio problemă? Tu ești primar general și dacă pierzi, bine. Și care-i problema? Rămâi primar și rămâi primar fără ce? Fără încrederea lor? Nu mai faci doi bani, că nu mai poți să faci nimic. Eu întotdeauna i-am luat părtaș la ceea ce am făcut, tocmai pentru că m-am sprijinit pe ei. Încă o dată, pe oameni nu sunt titirambe, sunt adevăruri. Nu purtau toți aceeași etichetă politică. Bun, dar spuneați că v-au sprijinit oamenii și la rândul nostru Și de la PNL, și de la PDL, și de la PSD, da, și de la... Vedeți că în această sprijinire și aceste întrebări, până la urmă a trecut un an de când sunteți primar. Da. E exact, se împlinește un an în corect, acest moment. E corect. Și așa o să treacă și următorii ani și o să ne trezim după aia să vedem ce ați făcut după 4 ani. Fie că veți candida, fie că nu veți candida, nu contează. Dar e viața noastră. Sunt gata să a trecut un an de când Bucureștiul are pe Sorin Oprescu, a fost Steaua, a fost cel care a zguduit atunci alegerile. Bun, dar e de un an în funcție. Nu e corect, în funcție de etern candidat, posibil candidat sau furtuna care vine din ceruri. Aici e problema. De contul dumneavoastră aici e față de aici București. Aici îl dau. Nu față de aia și sunt aici la emisiune. De-aia sunt la emisiune, de-aia m-am dus acolo unde m-au chemat, unde m-au invitat, unde mi-au cerut socoteală în sensul bun, se împlinește unde mi-au cerut un raport. De când ați fost aleși și o să facem... Da, o să facem bilanțul acestui an al mandatului dumneavoastră, dar cum spuneam, aș vrea să mai lămurim un lucru. Spuneați că v-au sprijinit oamenii dincolo de culoarea lor politică și dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, ați sprijinit anumiți oameni implicându-vă politic într-un fel sau altul. Nu știu în care fel sau altul, la urma urmei orice gest pe care îl faci dintr-o poziție de genul ăsta poate fi considerat politică. Păi uitați, o implicare directă politică și ăsta nu e doar un gest, e o asumare fermă și clară a unui partizanat politic. Și cel mai onest e prietenul dumneavoastră adevărat și foarte multă. Eu te-am venit dimineață când a auzit că mi-a spus că asta am zis, da, vin eu. Și eu la rândul meu am nevoie de voce acolo care să mă susțină. E un clip electoral din campania pentru Parlament a domnului Crin Antonescu. Probabil că au făcut clip după el. Chiar un clip electoral, era cu sigur. Da, mi-am declarat disponibilitatea și m-am dus și am spus atunci în mod deschis. Când am fost întrebat, de ce ați venit, domnul Oprescu? Am venit aici pentru că vreau să-mi ajut prietenul, pe Crin Antonescu. Nu o să uit niciodată, când la ProTV, la ultima emisiune, nu, care s-a stins la ProTV a campaniei electorale, Crin stătea în primul rând acolo și o luase de la partidul lui dimineață că și afirmase dorința de a mă sprijini și și-a mai luat-o și de la băieții ăștia din partea dreaptă
ai contracandidatului meu, acolo, de față cu mine. Da, acolo, de față cu mine. Și atunci, în situația asta, am considerat că așa este onest, așa este onorabil, în virtutea unei prietenii și a unui respect de-a lungul anilor, să fiu acolo. Asta înseamnă că veți fi acolo și la prezidențiale? Dar am declarat și... Vreau să vă întreb ceva legat de prezidențiale, nu dacă veți candida. Da. Se vorbește foarte mult de faptul că Crin Antonescu ar putea să fie înlocuit cu Sorin Oprescu. Spuneți că vă este prieten. Din partea Partidului Din Liberal. Partea partidului, pentru că exclus. În ultima perioadă Crin Antonescu, ați văzut, a avut o cădere în sondaje. Și exclus, doamnă, este pentru că eu nu, fac parte din, nu mai fac parte de niciun partid politic. E bine, puteți fi sprijinit ca independent de Partidul Național Liberal. Dar e cu totul altceva. Care m-a întrebat jurecă, doamna Dragotescu, m-a întrebat foarte clar. Se vorbește, probabil că se vorbește la dânsii. Sigur, mă onorează toate aceste ați lucruri. Ați fi dispus să luați locul lui Crin Antonescu într-o cursă pentru prezidențiale? Adică să înlocuiți, să înlocuiți pe cel despre să care spuneți că cu Teodor nu este prieten? Nu. Totdeauna, am acceptat, sprijinul atunci când mi s-a oferit de către oameni care aveau și etichetă politică, clar, de dreapta, de stânga de, și așa mai departe, într-o întreprindere electorală pe care am... Deci, aș accepta sprijinul, dacă pus în aceste condiții, sprijinul oamenilor și cu etichetă politică, e normal, am făcut și eu parte dintr-un partid. Bun, deci condiția pentru ca dumneavoastră să candidați ar fi ca dar nu niște este oameni, vorba, dar cu sau fără etichetă politică, să vină să vă ceară acest lucru. Mi l-au cerut, domnule, mi l-au cerut toți să pe parcurs în nume personal, nu în numele partidului pe care îl reprezentau. Mi l-au cerut, de ce să mi-am spus deschis. M-au întrebat, mi-aduc aminte că m-a întrebat și domnul Ionuț odată. Domnule, dar oamenii ăștia au venit, m-au întrebat. Da, domnule, au venit, m-au întrebat. Le-am spus frumos, le-am explicat frumos că nu cred că este momentul și că am de făcut ceea ce am de făcut. Unii m-au crezut, alții nu. La un moment dat am început să mă și lamentez în glumă, pentru că n-aveam de ce să mă lament. Domnule, încep să-mi pierd prietenii, că unii vin cu sufletul deschis. Le spui lucrurile astea, nu vor să te creadă. Până, hai, domnule, că cine știe ce pregătești, domnule? Nu pregătești, domnule, că ei sunt obișnuiți, probabil, cu micile aranjamente. Marile în PSD v-ați mai întoarce? Sau ce ar trebui să se întâmple ca să vă mai întoarceți în PSD? Nu știu, în momentul ăsta nu știu să vă spun dacă m-aș întoarce... PSD de acum e diferit de PSD pe care l-ați părăsit? Da. De ce? Ce s-a Pentru schimbat? Pentru că de-a lungul anilor s-au schimbat o serie întreagă de lucruri. Din punctul meu de vedere, nu. De bine, nu. De bine, deci nu, dar încă o dată vorbesc de relațiile interumane. E mai rău decât atunci când ați plecat? Nu, e mai rău decât acum 10 ani de zile. În sensul, că eu așa apreciez. Partea nouă, ca să zic așa, a PSD-ului care a venit, probabil că nu poate să aprecieze lucrul ăsta, pentru că nu a apucat anii de mai multă onestitate, unul față de altul. Vorbesc de relațiile dintre membrii conducerii partidului. Adică ascensiunea lui Marian Vanghelie a viciat relațiile din interiorul PSD? Nu, stă PSD-ul Marian Vanghelie. Hai să fim serioși. Ce s-a întâmplat? În afară de asta nu s-a întâmplat altceva inedit. E o atmosferă din asta, o atmosferă ciudată. Vă rog să vă aduceți aminte de 2005, când nici nu știu cum să-i spun. Da, bineînțeles că ăsta e punctul de referință. Dar... înțelegerile alea făcute pe holuri, discuțiile inutile, eu n-am înțeles sincer să vă spun nici până ziua de azi de ce mai fi ținut domnul Iliescu congresul ăla în 2005, că doar era declarat că în momentul când se termină cu președinția, revine în partid. Lucrurile, după părerea mea, după aceea au căpătat alte conotații. O serie întreagă de neînțelegeri, o dorință din partea unora de a acapara partea de putere, firar al naibii, că și în opoziție chestia asta cu putere, nu știu la ce să dați. Bun, puterea, da, e, sunt la puterea putere. Constă... Dom'le, eu vorbesc de perioadele interesant. Care au trecut. M-ați întrebat cum apreciez eu că s-au schimbat lucrurile. Și, da. Și atunci, ajungând și în situația aceea în care numele lui Oprescu nici măcar nu se ia în discuție, deci nici măcar nu se ia în discuție, da? Mi-ar fi plăcut o discuție deschisă, da? Mi-ar fi plăcut o discuție deschisă. Dom'le, care sunt avantajele, care sunt dezavantajele și așa mai departe?
adunându-se din urmă și o serie întreagă de lucruri care, de ce să vă minu, mi-au făcut întotdeauna plăcere. Nu, nu sunt un tip complicat. Mulți cred că a face politică înseamnă să stai toată ziua pe telefon și să fii aranjer, să aranjezi. Să aranjezi lucrurile cum ai vrea tu sau cum ar vrea un grup de oameni. Nu, eu n-am făcut niciodată parte din lucrurile astea. Eu când m-am dus și m-am adresat polilor de putere din PSD, cu ocazia evenimentelor legate de Congresul din 2006, nu? De exemplu, eu am cerut onest un singur lucru. Măi, tati, nu te băga, mă. Nu te băga, stai deoparte. Nu folosi influența ta pe care o ai în zonele respective. Lasă oamenii să respire cum vor ei. Nu respiră nimeni cu aprobare. Deci, după părerea mea, în concluzie, s-au schimbat. Cu Traian Băsescu ați mai avut contacte în ultima vreme, dialog telefonic? Contacte apropiate n-am avut niciodată cu domnul președinte, dar am avut la sărbătorirea Zilei Europei, la recepție, am cerut în mod expres să merg să îi mulțumesc pentru invitație. Am avut o discuție despre continuarea lucrărilor din capital. Mă refer la lucrările mari. De la primarul la social, la partea... Basarab. Basarab. Cred că dânsul încearcă și o nostalgie legată de locuri care au început de asta. I-am spus despre ce este vorba. Am glumit puțin amândoi, după care am văzut de treabă. Dar despre poziția dumneavoastră de posibil premier, nu, ați niciodată discutat vreodată în ultimul an de zile? Nu, niciodată. Fiindcă, absolut, iată, acum două săptămâni Emil Hurezeanu rememora o discuție pe care a avut-o cu fostul ambasador al Statelor Unite, domnul Taumann, la recepția oferită cu prilejul încheierii mandatului și spunea atunci domnul Emil Hurezeanu că domnul ambasador a relatat următoarele. Fostul ambasador spunea: e foarte interesant, am avut o întâlnire zilele trecute cu președintele statului, un om fermecător, cuceritor, ca întotdeauna, și surprinzător pentru mine, care mi-a spus pur și simplu, dacă PSD câștigă alegerile săptămâna viitoare, mă gândesc foarte serios să-l desemnez în funcția de prim-ministru pe Sorin Oprescu. Plasăm din nou temporal acțiunea, se petrecea cu o săptămână înainte de alegerile din toamnă, de alegerile parlamentare și, iată, președintele Traian Băsescu împărtășea ambasadorului Statelor Unite acest gând al său. Ce pot eu să comentez? Păi nu, întreb dacă vi l-am împărtășit și dumneavoastră. Nu, v-am spus de la început. Eu văd că știrile astea de efect, mă rog, de efectul de atunci. Astea noi le aflăm ori de la austrieci, ori de la americani. Nu, deci, bani, și pe cuvântul meu că pasajul ăsta al domnului Hurezeanu din discuție, nu știam de... Deci dacă se întâmpla să câștige PSD alegerile, vă trezeați așa pe nepusă masă propus prim-ministru. Da, bun, și i-aș fi spus că deocamdată port haina de ipotetic, dacă mi-ar fi făcut acest. Deci n-ați fi acceptat nici asta. Ipotetic port haina de primar general și o port până la cap. Vreau să vă întreb și eu ceva. Vă rog. Nu vă întreb dacă veți... Nu, doamnă, să rămână, mai spre sfârșit, așa, spre final, ca să nu pară, da, vă mulțumesc. Nu sunteți în momentul de față niciun partid. Da. Care dintre cele trei partide mari vi se pare că este, să spunem, mai ok? Din punct de vedere al reprezentării, din punct de vedere al democrației interne, doamne, pentru că le cunoașteți pe toate. E greu deja să spui și să vă spun de ce. Fiecare are în centrul lor, are o mulțime de oameni care sunt în regulă, domnule. O mulțime de oameni pe care i-am cunoscut în viața mea. Sigur, eu vorbesc de ăștia mai apropiați de vârsta mea și... O mulțime de oameni care au trecut prin mâna mea profesională. Dăm două parte. Nu e de vină nimeni că au trecut până de asta și nici eu nu sunt de vină că am reușit să-i fac să fie întregi la locul lor și ura, cinste, opresc, cu pa, am uitat, la revedere, asta. Nu e nicio chestiune de laudă. Alții am avut relații profesionale cu ei. În cadrul Senatului. 8 ani totuși am stat în Senat, doamna. Și n-am stat degeaba. Și m-am întâlnit cu ei. M-am întâlnit la ședințe, m-am întâlnit în comisii, m-am întâlnit într-o serie întreagă de lucruri. De aceea vă și întreb. Da. Sunt trei partide mari și lacrimi. Care dintre cele trei partide? Mi-e greu să vă spun. Sunt oameni în regulă. Duminică trebuie să votați. Nu vă zic cu cine să votați. Da, nu. Adică nu vă întreb cu cine votați. Nu, dar vă întreb dacă unul din cele trei partide vă convinge.
în general, nu. Încă o dată, din cauza acestor oameni care m-au tratat cu, m-au onorat cu prietenia lor, care am văzut că nu își leagă numele de niciun fel de porcărie, de niciun fel de... Da, lungul activităților, că n-am stat eu să le analizez viața, nevestele, da, amantele... La partide, totuși, vă uitați în ansamblu, dincolo de oamenii, da, domnule, pe care îi cunoașteți PSD individual. Sunt oamenii în regulă cu care am legături. Bun, asta am înțeles. Acum de prietenie, salut. Dar întrebarea Corinei Drăgătescu era foarte precisă. Dacă ar fi să intrați într-un partid în momentul de față, vă convine, vă convinge vreun partid să deveniți membru? V-a convins prin ceea ce a făcut până acum vreun partid că ar merita să deveniți membru, dacă ați fi un tânăr de 18 ani? Să da, deci eram sigur că aici care... ajungeți. Nu mai am 18 ani, ăsta era și răspunsul meu. Nu pot, doamnă, să uit. Am și eu memoria mea. Nu pot să am memoria mea, propria mea memorie. Nu pot să uit. Vă dați seama cât de subiectiv sunt? Nu, doamnă, da, nu, seama, nu m-aș duce. Asta înseamnă că excludeți PSD. Nu m-aș duce. Nu, asta înseamnă că exclud. Nu, doamnă, nu m-aș duce. Nu m-aș duce nicăieri, nu m-aș duce, pentru că tot timpul aș avea în fața ochilor o serie întreagă de lucruri pe care eu le-am trăit. Și cine îmi garantează mie, moral, bineînțeles, cine îmi garantează mie că nu mai reau să trăiesc lucrurile alea? Nu, doamnă, nu, nu, vă spun foarte sincer, nu, nu. Dacă eram în alte timpuri și poate că eram mai tânăr cu mult, poate că m-aș fi gândit de a construi ceva. Asta înseamnă că adică să faceți un alt partid. Rămân un om de stânga, doamne. Rămân un om de stânga. Așa am spus-o întotdeauna. N-am cum altfel. E meseria mea. Sunt gândurile mele. Sunt principiile mele pe care le respect. Și așa, bun, pe unii nu-i interesează. Nu-i interesa niciodată. Nu mă interesează. Deci ați vrea să faceți un alt partid, dar nu mai aveți vârsta. Nu, zic, dacă mai eram mai tânăr, dacă uitam foarte dar repede... Dar să preluați de exemplu PSD-ul. Într-o situație în care Mircea Joana va fi executat de... N-aș vrea să vorbesc de Mircea Joana astăzi, dar în situația în care președintele PSD-ului ar pleca, fie la Cotroceni, fie s-ar duce în altă parte pentru că... Doamne, eu știu ce să fie pe viitor. Eu știu, sincer vă spun, nu m-am gândit niciodată la asta. Doamne, știu eu ce o să fie în următoarele minute și anume o pauză de publicitate. N-am dorit să se întâmple. Doamna Dragotescu, dumneavoastră ați fost foarte aproape de PSD, în sensul că l-ați monitorizat și l-ați urmărit. De zile, și vorbesc de 1990. Eu, 90, în sfârșit, da. În 95 am început să... Deci dumneavoastră știți că nu vorbesc prostii. Dumneavoastră ați fost acolo și ați văzut, ați trecut în toate etapele odată cu noi. Nu? Și le-ați interpretat mai bine, mai rău, mă rog. Cum știu, au considerat unii și... Bun, știți că nu vorbesc... Doamne, mi-am regăsit o parte din prieteni acolo, 95 când m-am dus. Prietenii din copilărie, bun. Prietenii de viață. Acum, nu mi-a fost rușine niciodată. Nu sunt în stare să reformeze partidul. Eu am senzația, iertați-mă, că a fost un fel de reformă din asta, o reformă din asta grăbită ca o reacție chimică care la sfârșit, în loc de... formula chimică îți dă altă formulă niște chimică arsuri. Care și miroase. Da, nu. Publicitate și revenim la discuția despre bilanțul de un an al primarului Sorin Oprescu, fiindcă sunt multe proiecte promise și nerealizate și altele... Nu, promise, nu spuneți nerealizate. Și altele noi care par megalomanice și să vedem de unde aceste porniri are primarului Sorin Oprescu. Știi de ce iubitele noastre își fac semne cu degetul când își fac poze? Nu, dar de ce? Am zis că telefonul ăla are cameră foto cu zoom digital. La Germanos îți explicăm cum poți realiza super fotografii cu telefonul mobil. Cu elegantul telefon Nokia 6300 cu cameră foto de 2 megapixel, card de memorie inclus și garanție pe viață, surprinzi cele mai frumoase momente în imagini de calitate. Ia-ți-l acum cu numai 1 leu la abonamentele Cosmote Full Option. Pentru telefoane cu cameră, întreabă la Germanos. În ce proiect ar trebui să investească România 4 miliarde de dolari? Aș investi în centre de excelență pentru tineri, pentru elevi, pentru studenți, pentru că viitorul României stă în această categorie. În turism, în amenajarea locurilor montane, a spațiilor montane, a mănăstirilor și a litoralului românesc. Păcat că nu avem noi puterea de decizie, ăștia mai mici, nu? Noul proiect Roșia Montană aduce României 4 miliarde de dolari respectând standardele europene de mediu. Află mai multe pe rmgc.ro. Prietenii sunt mereu acolo pentru tine. Împart cu tine tot ce au, se bucură când te văd zâmbind și nu te lasă niciodată să te joci singur. De 10 ani, Hochland împarte cu tine tot ce e mai bun. Hochland. Bucuria gustului. În familia noastră
S-a făcut pălării dinainte de 1800. O pălărie se ia de cel puțin 60 de ori în mână pentru ca să o gați. În meseria asta ai satisfacția de a întreține și a perpetua portul național. Ai și satisfacția când o poartă omul că-l vezi pe stradă. Măi, asta e pălărie făcută de mine. Există un loc în care tradiția se păstrează vie. De acolo vine Pate Sibiu. Peugeot Partner Origin. Surprinzător de multifuncțional. Peugeot Beeper. Făcut să străbată orașul. Peugeot Partner. Un plus de capacitate. Ai reduceri de până la 2678 de euro pentru utilitarele Peugeot și finanțare garantată oricărui venit prin MyDeal. În 45, România și aliații săi înving Germania. După 60 de ani, o batem iar. De data asta, de 3 ori. Bătălii la Stuttgart, Berlin și Hamburg, cu Stuttgart, SV și Hertha. General Lucescu. Arsenal, 11 jucători. Armă mortală, călcâi Buga. Ziarul Ziua vă oferă tot jurnalul de război în suplimentul Ziua Sport din 6 iunie și DVD-ul cu meciul Rapid Hamburg. Am ales să ne continuăm drumul alături de milioane de români. Am investit peste 4 miliarde de euro în România în ultimii 4 ani și vom continua. Acum este greu pentru toți, dar împreună vom reuși, pentru că România va crește prin bun simț și responsabilitate. Noi îți apărăm bugetul. Cumperi la nivelul anului trecut, plătești cu 23% mai puțin. Oriflame, firesc, prima opțiune a chibzuinței. Este luna cadourilor pentru copii. Ziarul Adevărul s-a pregătit cadoul ideal. Cele mai îndrăgite povești ale copilăriei într-o colecție magică. Biblioteca Adevărul pentru copii. Cartea Junglei, 101 Dalmatieni, Bambi, Mica Sirenă, Peter Pan, Cenușa Reasa. 12 cărți de povești ilustrate cu faimoasele personaje din desenele animate Disney în ediție deluxe, cartonată și rezistentă. Biblioteca Adevărul pentru copii. În fiecare luni, la doar 11 lei și 99 de bani. Numai împreună cu ziarul Adevărul. Cel mai frumos cadou! Vino acum în magazinele Internity. Abonează-te la Cosmote și ai telefonul Samsung J770 începând de la numai un leu la abonamentele Cosmote Full Option. Internity și Cosmote. Non-stop dedicați clienților noștri. Nu pierde super oferta aniversară de la Brico Store. Doar mâine cumperi parchet laminat Kindle de 8 mm grosime cu prețul de la numai 19,99 lei metrul pătrat. Brico Store, totul pentru casă și grădină. Fă-ți loc în bibliotecă. 100 de cărți pe care trebuie să le ai. Colecția cu cei mai buni autori străini și români, de acum cu ilustrații atractive în fiecare volum. Săptămâna aceasta în Biblioteca Adevărul. Accidentul și orașul cu salcâmi de Mihail Sebastian. Două titluri într-un singur volum la doar 7,99 lei. Urmează aventurile lui Sherlock Holmes, Vinetu, Casa de pe Canal și călătoriile lui Gulliver. Cărțile Adevărul, cărți de calitate la un preț imbatabil. Nu uita, joi 4 iunie, prima carte cu ilustrații la fiecare 100 de pagini. Titlurile Accidentul și Orașul cu Salcâmi de Mihail Sebastian într-un singur volum. Doar 7,99 lei, numai împreună cu ziarul Adevărul. Sunt pe poziție. Scrie așa: nu vreau să te mai văd. Domnul, aveți semnal la telefon? Nu, un pasaj n-am. Nu vă sperați, aveți semnal la telefon? Oricui se poate întâmpla să rămână fără semnal. Acum auzi? Mai scrie așa. La Cosmote, odată cu îmbunătățirea acoperirii, acest risc este foarte redus. Primești bani ca garanție a acestui lucru. Cosmote, alături de tine. Stres! Stres! Exclus să vă lăsați stresați. Reacționați. Cu ce? Cu Sedativ PC. Regăsește-ți calmul cu Sedativ PC, medicament homeopatic. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Atunci când spre Itaca vei porni-o, dorește-ți drumul cât mai lung să fie. Să nu te temi de lestrigon, nici de ciclop și nici de-a lui Poseidon mânie. Nu-i vei întâmpina nici când în cale, dacă înaltă îți va rămâne gândirea. Atunci când spre Itaca vei porni... Noul Seat Exeo. Fiecare drum devine senzațional.
Schimbă-ți perspectiva. Gustul tău preferat acum la un preț vesel pentru sticla de 2 litri. Caută-l în magazine. Trăim astăzi împreună un moment care cred că este important nu doar pentru fiecare dintre noi ca oameni, ci mai ales pentru cei care ne-au trimis aici să îi reprezentăm. O șansă mai bună ca asta? Vreau, în primul rând, locul de parcare. Să se ieftinească biletele la teatru. Locuri unde putem să ne cultivăm copiii. Ceva ce tinerii nu au. Trebuie să existe coșuri de gunoi. Să fie străzile puțin mai asfaltate. Seara sunt lumini care nu funcționează. Să saniteze Bucureștiul. Să facă treabă. Vă urez succes și vă invit la treabă. Așa să ne ajute Dumnezeu. A fost un fragment dintr-un filmuleț realizat de unul dintre colaboratorii noastre din campania electorală, după alegeri, desigur, realizat acest film, și unde ați văzut erau tot felul de așteptări ale bucureștenilor. Ați văzut ce puțin vor oamenii? Da. Ați văzut ce puțin? Locuri de parcare, gunoaie, lumină seara. Da. Da. Și ce le-ați dat din toate astea într-un an de zile? Cu asta m-am apucat. Locuri de parcare. Locuri de parcare. Da, mi-am terminat toate proiectele. Odată respinse, de două ori respinse. A treia oară acceptat. Unde sunt? Le dau drum. Le dau drumul întrebărilor. Sunt identificate și locurile și tot. Am discutat și cu vecinii de acolo ca să nu existe probleme legate de asta. Până acum s-au terminat aproape 1000 și ceva de locuri de parcare în spic. Nu sunt formidabil de bune. Nu, pentru că încurcă și la circulație și la astea cât ar fi ele de înspic și micșorează strada. Eu vorbesc de parcările dintre bloc. Domnul primar, aveți noroc. Criza asta economică a scăzut drastic numărul de matriculări de mașini. Dar nu a durat foarte mult, dar poate. La cât creștea numărul mașinilor în București, cu spicurile dumneavoastră nu făceați. Sunt deja 1.200.000. Trebuie mult mai mult decât atât. Sigur. Sunt 1.200.000 matriculate. Vorbesc de parcările pe care le-am spus anul ăsta. Sunt trecute și finanțate 23 de parcări între blocuri. Să-mi spuneți, e mult, e puțin. Le spun între blocuri ca să mă înțeleagă toată lumea. Dacă încep cu rezidențiale și cum și ai senzația. Nu, între blocuri. Iar cele 9 parcări din 21, care nu prea corespundeau pământurile cu realitatea, în sensul că pământul de acolo era retrocedat și așa mai departe, bun, e o poveste și una. Cele 9 parcări le scot în parteneriat public-privat. Și dar câte locuri acum vor suma ele? Cele păi aproape 7.000 și ceva de locuri. Mă interesează în primul rând parcările dintre blocuri ca să pot să încep să degajez, să iau mașinile de la marginea bulevardelor unde banda întâia este blocată întotdeauna. Mă interesează centrul orașului pentru ca să nu se întâmple ceea ce se întâmplă, să urcă pe trotuar blocat. E bine ce fac, e bine ce fac primăriile de sector care ridică mașini în beneficiu firmelor. No, care fac asta fără să-și oprească nimic din taxele încasate, care știți că sunt mari. Problema, sigur că bani. Da. Problema se pune în felul următor. Ai și partea de punitivă, pentru că asta e, mai ales la nesimțiți, că la n-ai ce să le faci. Problema mea este așa, le dai o alternativă, uite parcare acolo, nu se duce în parcare, atunci l-ai pe... Și atunci discutăm, domnul Ursu, și o să mă întrebați, dar de ce ați făcut și la primărie firmă de ridicat mașini la direcția parcării? Și atunci am să vă răspund, pentru că acum au parcări și să înțeleagă să se ordoneze. Deci cum nu ridicați mașini până când nu veți crea suficiente locuri de parcare? Nu ridic mașini că nici n-am structură. Vreau să spun că primăria generală după perioada anilor 2003-2004, primarul general era transformat într-un fel de mazetă. Eu a trebuit să formez structuri ca să pot să acționez și să fac ceea ce am promis că fac. Dar orașul ăsta mai poate să mai respire în forma asta, în organismul ăsta, băgat în organismul ăsta în care eu am încercat, încercat să-l resuscitez. M-am dus la praful de jos de la Rigolă, mi-au râs toți în nas. Uite că trotoarele se spală cu detergent, uite că trotoarele se spală în fiecare săptămână. Sâmbăta și duminica, probabil că e prea puțin. Uite că pomii se spală, uite că pomii se taie și să văd semnele de circulație. Uite că mă duc acum să luminez. Dar crezi că blocuri foarte înalte
care atrag mașini foarte multe, mașini vreau care trebuie să parcheze toate au, toate în zone sunt, verzi, în zonele... Aveți dreptate numai că toate sunt prevăzute cu parcări în subteran. Pe numărate? N-am mai scăpat pe numărate. N-a mai scăpat niciun bloc din ăsta nou, n-a mai scăpat. Păi n-a mai scăpat exact că a venit criza și nu s-au mai construit. Nu, nu e adevărat, e o condiție. Nu, e o condiție, totul e să o verifici. Era și înainte condiție și nu se respectă. E corect să zicem. Da, să aibă toate parcări. Și cum ajungi la ele? Dacă e o stradă de 3 metri și are 10 zgârie nori, cum ajungi la ele până în parcările alea, stai 7 ore ca să ajungi acolo. Asta e problema. Vă raportez că... respectuos că pe strada de 3 metri se termină în parcarea care este pusă inteligentă, pusă pe calcan. Știu ce o să-mi spuneți. Că nu pleacă românul de lângă mașina lui când o începe să-i o joace pe toate părțile. Poate că e puțin mai scumpă decât alte parcări. Puțin mai scumpă. Nu? Dar nu am ce face. Nu distrug Edgar Chineu și mă apuc să-l sapă de dedesubt. Da. Problema este nu de spice și mai știu eu ce. Da. Ne referim cu toții când vorbim de București de un pache, la un pache protopop. A tăiat niște bulevarde, a avut o viziune. Eu cred că asta e meseria noastră. Să aveți o viziune, un proiect și să-l puneți în aplicare. Nu mă refer la o piatră de trotuar cu o mut de aici colo. Văd, fac un centru financiar al Bucureștiului cu 10.000 de zgârie nori în zona acutare, fac cu un parc aici, fac o autostradă care se oprește la 7 km și nu putem să o vărsăm în oraș când avem pe unde? Asta este problema dumneavoastră. Eu asta vă cer dumneavoastră. Uite aici că de-aia am venit cu ea în mână. Vă rog frumos, de-aia am venit cu ea în mână. Că știam că mă întreba. V-ați prins. Păi da, și m-ați iertat vreodată de câte ori m-ați prins? Bun. Ce e acolo? Ce ați adus? Apropo. Nu, apropo de ce spuneți. Ați pus viziunea pe hârtie? Da. Și mi-am pus problema și autostrăzii care vine de la Ploiești și se deschide acolo, se deschide în Petrecani. Se varsă nicăieri, se varsă niște ulițe. Da. Și m-am dus să fac eu. Unele de pământ. Unele de pământ. Corect. Și atunci m-am dus eu să fac străzile alea. Să pot să fac eu fabrica de o glucoză, mai precis, să o prepar pentru venirea autostrăzii, intratul ei pe Petrican. Păi unde s-o lungiți? Că atâta e. Ce s-o lățiți? Glucoza. Fabrica de glucoză. Atâta e. O bandă pe sens. Am trei în pieptene. Să desfac în pieptene și două, uitați-le acolo cum se duc în stânga și în dreapta autostrăzii. Pe autostrada, pe inelul periferic, interior. Pe Dimitrie Pompeiu și pe fabrica de glucoză. Nu, asta e pieptenele. Dimitrie Pompeiu, fabrica de glucoză și supraalergirea... Dar întrebarea lui Ion Ioniță era clară. Care-i viziunea lui Sorin Oprescu ca administrator al acestui oraș, sau mai degrabă manager al acestui oraș, nu rezolvitor de probleme mici? Știți de ce? Nu rezolvitor de probleme mici. Peste 50 de ani să fie și un bulevard Oprescu, dar pe merit. Corect, da, dar peste 50 de ani, nu corect, acum. Corect, să rămână, mulțumesc. Așa, că nu voiam să vă punem plăcuța acum. Vă doresc tot sufletul, da. Noi ne batem pe soclul ăsta de aici, din fața casei Scântiei. Dar foarte, foarte caios, așa că spuneți, Dumnezeu să trăiesc cu 100 de ani și să duc eu coliva. Așa. Adică e de... Bun. Sigur că da. Da, viziunea, nu cu lucruri mici, viziunea. Nu cu lucruri mici. Dar eu am spus atunci în campanie, domnule, ceea ce doresc pentru bucureșteni este faptul că ei să trăiască în orașul ăsta, nu să locuiască. Domnule, toate astea înseamnă șantieră deschisă. Nu. Toate astea înseamnă pe deasupra liniilor ferate din București, sigur, și cu zone și toate înseamnă toate nodurile acestea rutiere. În afara zonei de protecție, și nu deranjez și nu expropriez mai nimic. Mai nimic. Dar șantierul va exista. Asta înseamnă că Bucureștiul va fi un șantier până în... Da, domnule, dar eu construiesc în liniște, peste calea ferată. Eu mă duc peste calea ferată. Dar vedeți să nimeriți peste stâlpi, dacă se poate, dacă faceți pasarelul, să nimeriți peste, nu în ei. Sau măsura stâlpia până la urmă? Da. Ok. Suntem liniștiți. Sunt, exact. Sunt 5-26, sunt bine, sunt în regulă, sunt la locul lor, să trăiți. Vă raportez că nu e niciun fel de problemă. Sigur. Sunt alte probleme. Viziunea este următoarea. Viziunea este să pot să decongestionez ceea ce este de decongestionat în București și să pot din oricare loc să unesc toate cu perifericul ăsta interior, să pot să unesc toate autostrăzile. Bun, cea, cele care vor veni, autostrada care există, vestul, Piteștiul, autostrada deci, A2 Constanța. Aveți soluția pentru a vărsa autostrada Ploiești-București în oraș? Da. Să nu se oprească să arăm cu mașinile pe câmpuri? Da, ca să nu, e corect spus, ca să nu arăm. Am cei trei dinți de pieptene, așa cum le-am spus eu.
înșirați de la fabrica de glucoză pe partea Pompeiu. Cealaltă, Pompeiu, și după aceea Pipera, cu supraalergirea, cu podul pe care îl construiesc băieții, acum e vorba de sectorul 2 și de voluntari, pentru că îl fac împreună în parteneriat, și în felul ăsta Petricaniu devine permeabil. Unii coboară pe Petricani și se duc în drumul lor în partea cealaltă, cei trei coboară pe... E militar? De asta. Cheile militarului. În militari. Acolo n-aveți pieptene. Vor fi trei. Ba da, o să râdeți. Rămâne axul principal, la el sosește și pericolul acesta interior, al doilea cale de a intra și de a merge și de a coborâ pe Melci unde dorești, unde vrea Moștite, iar în partea stângă încep, deci sunt bani puși deoparte pentru asta și încep pătrunderea către Bulevardul Timișoara, capătul Bulevardului, unde se schimbă în Valea Cascadelor la dreapta. Eu merg înainte 2 km 800 și o deschid în centură, în centura Bucureștiului. Deci este a treia cale de intrare în București, venind dinspre partea de vest și defluează... Puteți să ne dați și un orizont de timp? Pentru toată această lucrare... Exact în momentul când bat palma, vă dați seama, doamne, că la valorile care sunt mari, sunt în jur de un miliard, a trebuit să o împart sau... un miliard de euro, a trebuit să o împart pe module și am început discuțiile până acum, cel puțin cu trei parteneri străini. Îi aștept și pe americani, dacă vor să vină să facă propuneri în sensul ăsta, nu pot, spuneam că nu pot să fac decât un parteneriat public-privat. Bun, ați prezentat o listă cu șantierele de vară, ca să zic așa, pe care le deschideți în această vară. Vă rog să le spuneți și eu vă spun două vorbe la fiecare. Păi nu, dacă e sursa de pe primăria capitală. Da. Nu, în sensul că... Buzești-Berzei, Uranus. Buzești-Berzei începe primul tronson de la Piața Victoriei până în față la Apolizu. Începe al treilea tronson înseamnă de la Berzei până la pod, la Dâmbovița, sunt amenajări mici, cu ghilimele de rigoare. Este vorba de lărgire, în primul rând. E cu demolări? Nu demolez acolo nimic. Acolo, după câte bine știți, nu am decât sus pe Berzei casele, primele două case, care au fost ale, pe vremuri, ale direcției sanitare, sunt expropriate, nu? Și pot să pornesc. Al treilea tronson este tronsonul de mijloc și cel mai greu. Nu am bani suficienți pentru exproprieri. Acolo sunt 174 de exproprieri. Până acum n-am reușit decât 86 de exproprieri cu banii dați. Renovarea pasajelor Muncii, Unirii și Victoriei. 3 luni de zile, septembrie, sunt toate funcționale renovate. Adică 3 luni de zile sunt închise pasajele Muncii, Unirii și Victoriei? Dar nu sunt închise. Nu, vă întreb, vor fi închise? Nu, închid la renovare, nu închid nimica. Nu mă apuc să sparg ziduri și să mut conducte. Fac renovarea pasajului, să adică nu mai cadă calcanul, să nu mai... Nu e dau tecloare, îl luminez cum trebuie și de desubt îi montez și un sistem special de pompe ca să nu mai trecem până un metru de apă când se întâmplă să plouă afară așa cum a plouat ieri. Străpungerile, Bulevardul Timișoara către șoseaua de centură. De la Bulevardul Timișoara, da. De la Bulevardul Timișoara. Străpungerea de la 1 mai. Centură 2 km 800. De la 1 mai până la drumul Sării. Străpungere. Da, este vorba de strada 1 mai, nu de Bulevardul 1 mai. Vă rog să aveți în minte compozitorilor. Așa apare, să știți, pe site-ul primăriei. De la Tricodava compozitorilor să face stânga și să iese din nou în față, se înfundă. Iese din nou în drumul Taberii, în stânga. Bun, merg pe lângă zidul cimitirului, sunt 6 exproprieri numai pe partea stângă, pe partea dreaptă zidul cimitirului și mă duc cu o stradă de două sensuri de dus, două de întors și ies în drumul Sării. În momentul ăsta am două paralele și nu mai încarc răzoarele. Același lucru și pe șoseaua Nordului, se înfundă. Eu v-am pierdut prin București. Deja v-am pierdut prin București. Iertați-mă, eu un exercițiu făcut. La șoseaua Nordului, la șoseaua Nordului, asta e nefolosită de 12 ani, de 13 ani de zile, din cauza că acolo s-a făcut dezvoltarea imobiliară și n-a mai interesat și linia de tren. Nu? Și atunci, pe sub linia de tren, există pod de 400 de metri, de trecere subterană, 400 de metri, linie dreaptă, să sapă cu cârtița aia care nu ține 15 ani, ține doar câteva luni de zile. Aceeași cârtiță, același mod de a privi lucrurile, la DN1, în cap la Elena Văcărescu. Să trece către Gârlei și către Dobrogeanu Ghere. Bun, deci asta ce rezultă?
conflict nu mai există, pentru că după ce e gata pasajul de la Băneasa, conflictul se mută la Casa Scânteii, da, vine acolo. La și v-au respins proiectul de acolo. Da, nu, și mi l-au aprobat marți. Da. Deci, astea sunt prioritățile acum, ca să pot să deblochez cât de cât nordul. În momentul când am bătut palma pe primul modul pe care îl încep autostradă, pe perifericul interior, poftim, ca să nu mai... Să aveți bani pentru toate astea? Poftiți? Aveți bani pentru toate? Pentru ce am vorbit până acum, da. Pentru ce am vorbit până acum, da. Unele sunt puse pe așezate pe credit furnizor și atunci merg înainte cu o dobândă foarte mică. Vă dați seama, nu crește prețul de 7-8 ori pentru că nu e nicio expropriere, nu e nimica. Iar pentru autostradă, încă o dată vă spun, încerc un parteneriat public-privat pe 15-20. Nu mai simplu să mergeți pe inelul deja existent decât să mai creați... Pe care e inel, doamnă? Pe șoseaua numită de centură. Păi, doamnă, șoseaua centură nu e a mea 1. Practic, deschideți foarte multe șantiere, nu, doamnă, în oraș, nu, nu. Care însăși nu vor prelua din traficul mare, vor prelua din traficul mic. Doamnă, nu încurcă cu nimic încă o dată, doamna Dragotescu. Este deasupra șinei, deasupra liniei ferate. Deasupra liniei ferate peste stâlpi nu mai este nimic, doamnă. Adică veți construi o șosea peste linia ferată? Da, doamnă, nu pe toate zonele. Nu pe toate zonele. Știți când vine vorba de o șantiere? O la bucată. Da, un par, păi nu. Autostrada suspendată o să fie bucățele. Păi da, pentru că unul o să vină și o să spună că el nu e în stare să facă decât 3 module care costă, vorbesc prostie acum, care costă 100 și de milioane. Mai mult nu are putere. Și pentru asta dorește să o facă așa. Deși, eu vă spun sincer, asta e construcție care durează vreo 5-6 ani. O să scăpați de promisiunea asta neonorată în vreun fel? Că nu, când am zis că eu sper, n-am de ce să scap. Autostrada suspendată a fost visul de campanie care v-a purtat cu capul nori până la primărie. Și asta o fac. Au râs mulți de mine, au glumit, m-au luat peste picior și au bătut joc. Nu contează, o fac. Dar o faceți așa. O fac, domnule, dar... Bucată cu bucată. Eu, dacă până la sfârșitul primului mandat de primar general am 11 km de șosea din asta, înseamnă că de acolo în cunoaște. Haideți să vedem și alte proiecte, tot cu capul nori pe care le-a prezentat Sorin Oprescu în acest an de mandat la primăria capitalei. La Comori. La aproape un an de la obținerea mandatului de primar general, promisiunile lui Sorin Oprescu au cam înghețat. Primarul nu are bani pentru reabilitarea străzilor. Pentru autostrada suspendată încă se fac studii de fezabilitate. Dintre cele 318 clădiri care necesită consolidare, doar 4 au schelele pe ele, iar 13 sunt în pregătiri. În campanie, Oprescu a promis că va reface centura verde a capitalei, că va construi creșe și grădinițe și 60 de terenuri de sport între blocuri. După alegeri, prioritățile s-au schimbat. Primarul a anunțat că vrea să construiască cea mai mare fântână din Europa, să monteze bănci cu apă, să decoreze cimitirele cu verdeață exotică și să monteze camere de supraveghere. Fântâna muzicală trebuia amplasată în parcul Herăstrău și urma să aibă 4 brațe de apă, jetul cel mai mare având 60 de metri. Pe perdeaua de apă s-ar fi proiectat secvențe video din apropierea parcului. Costul proiectului era de 8 milioane de euro. Un alt proiect al primarului Oprescu a fost montarea unor bănci transparente cu apă în interior, stâlpi metalici decorativi și flori pe bulevardele Regina Elisabeta și Mihail Cogălnicianu, care urmau să fie transformate în zone de promenadă. Pavajul pietonal de pe cele două bulevarde trebuia să fie înlocuit cu dale. Bugetul lucrărilor era de 4,5 milioane de euro. Pentru amenajarea cimitirelor din capitală, Oprescu a înaintat un proiect care cuprindea decorarea cu verdeață exotică, refacerea rețelelor de apă, canal, gaz și energie electrică și extinderea instalațiilor de iluminat. Valoarea lui era de 3,3 milioane de euro. Acestea sunt doar câteva dintre proiectele cu care s-a dus primarul în Consiliul General, dar consilierii le-au respins pentru că erau fie inutile, fie prea costisitoare pentru vremuri de criză. Oprescu nu este singurul care visează la un București exotic. Un alt proiect fantasmagoric este însă cel al administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, care se află în subordinea Consiliului General al Municipiului București. Instituția ar vrea să populeze parcurile Herăstrău, Bordei și Cismigiu cu păsări exotice. Bugetul este de peste 100.000 de euro, așa cum reiese din anunțul de participare depus pe site-ul guvernamental de licitații publice. Firma câștigătoare va furniza pentru cele 3 parcuri rațe mandarine, rațe caroline, păuni albi, lebede negre, gâște califar albe și roșii și le va îngriji până la sfârșitul anului, asigurându-le hrana, medicamentele și asistența de specialitate. Deci cum e, domnul Oprescu, cu jetul?
A, domnule, că ăștia sunt fraieri, domnule. Ăștia vin să spună, vin să interpreteze, ăștia care interpretează în felul ăsta. Păi nu, noi am făcut acest filmuleț și proiectul ăla era al dumneavoastră. Nu știu cine e fraier aici. Fraieri care gândesc. Deci noastră a fost fraier că ați făcut o fântână arteziană, ați proiectat o fântână arteziană. Nu vorbeam de asta, domnule. Apropo de, tendențios, apropo de felul cum prezintă. Domnule, e cu capul în nori că vrea să arate exotic. Păi la 60 de metri. Auzi, și ce e rău, domnule? Și se duce la 60 de metri. Da, domnule, așa e, domnule. Nu trebuie făcută cu vre. Îmi notez aici, nu fac cu jet. Fac cu jetul înăuntru, ca să nu să terminăm cu... Păi nu, că aveți și cu jetul înăuntru, aveți proiectul ăla din Cismigiu, bănci cu apă. Domnule, de unde le scoateți pe astea cu bănci cu apă? Când în hotărârile dumneavoastră de, înaintate Consiliului și respins. Deci încă o dată, ăla este pachetul așa. Pe care l-au gândit foștii consilieri și actualii, că ei sunt perpetu, înainte de venirea mea. Așa. Odată cu venirea mea în septembrie, directorii noi care au venit acolo au dat drumul la toate proiectele din spate. Asta cu băncile cu apă... Domnul primar, cred că e o greșeală. Nu e vorba de bănci cu apă, saltele cu apă. Saltele, poate saltele cu apă în poziția orizontală. Da, domnule, mi-au zis unii că când am dat cimitirul musulman, mi-au spus că de ce nu sunt 4.225 de metri, că ce-i de făcut, că ce nu știu. După aia am mai cerut altceva un cimitir. Lăsați că e prea mic spațiu și că n-au și că ei sunt mai mulți care vor să se îngroape acolo. Le-am spus să-i punem picioare, domnule. Dacă nu-i punem picioare și terminăm cu... Păi ce să le răspunzi, domnule? Că înnebunești... M-am dus la Muzeul Satului. Am discutat cu doamna, o distinsă doamnă profesor, cu doamna Popoiu. Ce-i de făcut ca să protejăm acolo cu nu știu ce, cu un gard din ăsta antifonic de la teatru, că s-aude și deranjează și vizitatorii. Și mi-a spus, mă, Sorin, fii drăguț, zice, uite golful ăsta aici. Dom'le, să punem și noi aici niște rațe, niște de-astea, să duc pe tot lacul, că e răstrău, să nu știu. A doua zi m-au luat în serie. Rațe în golful lui doamna Popoiu. Rațe puse de Oprescu. O firmă care este... Puneți, mi-e bun, domnule. Păi faceți dumneavoastră acolo, Popoiu Bay. Da. Și scrieți rațe. Da, nu pot să fac așa, că se supără... Pentru rațele astea s-ar organiza licitație, domnul Oprescu? Domnule, eu mi-închipui, nu știu, să le întreb pe rațe, dacă vor. Dar ăsta directorul face procedură, sigur că face procedură pentru rațe. Face procedură, domnule, să facă și pentru lebede. Dar pentru... Dar câți oameni... meteorologii ați întrebat ieri de ce nu v-au avertizat? Ba da, au avertizat. Îmi pare rău. Am acces la... Au spus-o de dimineață în general că vor fi furtuni, nu mai azi. Dar eu am acolo în spate un director de cabinet de ștept, are un IQ din ăsta de 180, și ăsta are acces pe un satelit din ăsta special. Nu știu, nu știu ce butonează ăsta acolo, că sunt curios. Legătura lui sus. Și ăsta a venit și mi-a spus, domnul Oprescu, diseară, ora 8 și de-aia, nu durează mult, uite care sunt mișcările atmosferice, dar m-a sunat și 60 de mașini distruse, de la meteorologie și a zis, bă, unde citiți voi, bă, toate chestiile astea? Vreau să-i spuneți că aveți semne băbești. Nu știam asta, deci... că organizați licitație pentru rațe, că aveți un șef de cabinet care butonează cu NASA, că faceți o autostradă suspendată și după aceea vă mirați de ce lumea spune. Nu, e ceva și mult mai important, puteți prezenta în fiecare seară un buletin de știri mult mai bun decât cele care sunt prezentate. Din păcate, noi trebuie să prezentăm alte știri aici. Veți candida la președinție? Poftiți? Vă mulțumesc, doamnă. Doamnă, nu m-am hotărât, dar gândurile mele sunt acelea pe care le-am afirmat întotdeauna. Să stau dracului aici ca primar general. Ca primar și general. Fac ceea ce am spus că fac, doamne, vă rog. Orașul și Stâlpul vă ofer din Colecția Cotidianul. Pe Stâlpii ați văzut cad repede acum. De desubt este infernul pentru Ioniță, fiindcă infrastructura Bucureștiului știi cum e. Și titlul de astăzi din Cotidianul Engelby, un roman de Sebastian Fox. Mulțumesc tuturor că ați fost alături de noi la Ora de Foc, alături de primarul general Capitalei și în felul ăsta mai trecut o oră din viața noastră. Sunt discuțiile nesfârșite cu prietenii când am hotărât să ne lansăm în afaceri. Și clipele de bucurie și de neliniște când abia făceam față comenzilor. Sunt sutele de telefoane și e-mail-uri pe care le schimb cu furnizorii zi de zi și comanda online primită de la primul client care ne-a vizitat site-ul.
Sunt Mihai și cred că succesul în afacere e sigur atunci când te poți baza pe ceilalți. Orange îți oferă soluțiile business de care ai nevoie. Telefonie mobilă, telefonie fixă, internet pe laptop și pe telefonul mobil. Eficient și simplu pentru afacerea ta. Sunt frumușel, sunt frumușel, sunt frumușel. O să scap, nu, alunecă, ține-o! Ce stupid! Hei, ce beau băieții? Beam Coca-Cola, nu se vede. Da, când o stau oul în cui, pe sticlă scrie Coca-Cola zero. Nu, nici nu ne place de tine și știi de ce? De ce? Pentru că ești un mare mincinos. Eu? Mare? Coca-Cola zero. Același gust Coca-Cola, zero zahăr. These are my principles. It's time to stick to them. Atunci când ai promis că vii, mi-am pus cămașar de nylon, aceea cu pasmanterii și-n suflet încă un zorzon. Mă lustruisem, mă lustruisem, mă lustruisem pe bol meu. Pășam atent, pășam atent, pășam atent să nu mă sfal. Mișcându-mă, mișcându-mă, mișcându-mă destul de greu. Înfipt în blugi, înfipt în blugi, înfipt în blugi, blăjam doar. Ți-ai dori să ajungi mai ușor la orgasm? Noul Durex Play O, gel pentru stimularea orgasmului. Mai ușor, mai intens. Durex Play, se experimentează. Ieta Amazing, imposibil să n-o dorești. Acum la doar 12.999 euro TVA inclus sau credit cu rată săptămânală la 22 euro inclusiv TVA prin Porsche Bank. Ofertă valabilă prin programul de stimulare a noirii parcului auto național pentru 2009. Volkswagen, das Auto. Fă-ți loc în bibliotecă! 100 de cărți pe care trebuie să le ai! Colecția cu cei mai buni autori străini și români, de acum cu ilustrații atractive în fiecare volum. Săptămâna aceasta în Biblioteca Adevărul, Accidentul și Orașul cu Salcâmi de Mihail Sebastian. Două titluri într-un singur volum, la doar 7 lei și 99 de bani. Urmează Aventurile lui Sherlock Holmes, Vinetu, Casa de pe Canal și Călătoriile lui Gulliver. Cărțile Adevărul, cărți de calitate la un preț imbatabil. Nu uita, joi 4 iunie, prima carte cu ilustrații la fiecare 100 de pagini. Titlurile Accidentul și Orașul cu Salcâmi de Mihail Sebastian într-un singur volum. Doar 7 lei și 99 de bani, numai împreună cu ziarul Adevărul. E încă zi, du-te tu. Nu s-a făcut noapte, te duci tu. Nu tu. Nu tu. Nu tu. Nu tu. Ride Night and Day, difuzorul cu nisip comprimat și fără solvenți. Te protejează Ride noaptea de țânțari și ziua Ride de muște. Noul Ride Night and Day ține muștele și țânțarii la distanță. Peugeot Boxer, spațiu pentru întreaga ta afacere. Peugeot Expert, cel mai bun vehicul utilitar al anului. Ai reduceri de până la 3.570 de euro pentru utilitarele Peugeot și finanțare garantată oricărui venit prin MyDeal. Era o vreme când mă gândeam doar la ziua de azi. Apoi lucruri bune au apărut în viața mea. Și am început să văd prezentul cu alți ochi. Și, cândva, după ce s-a născut copilul meu, am realizat că trăiesc azi, dar gândindu-mă la ziua de mâine și la siguranța familiei mele. Viața ta se schimbă. Economisește pentru o zi de mâine mai sigură. Participă la promoție, ia CD-ul de colecție și poți câștiga unul dintre cele 5 Volkswagen Scirocco. Fă-ți plinul cu încă o mașină la OMV și Petrom V. Citroen C4 la un preț redus cu până la 25%. Citroen C3 la un preț redus cu până la 25%. Citroen C1 la un preț redus cu până la 15%. Vino acum să descoperi reduceri de până la 30% la modelele Citroen, în limita stocului disponibil.